Staful formației Dunărea Giurgiu a pornit anul trecut la drum anunțând că obiectivul echipei este plasarea în primele două formații ale Seriei Sud și participarea la play-off. Dunărea a pornit bine și dacă se temea de formația Arsenal Malu, în prima parte a turului a obținut un punct în deplasare la Arsenal, dar cel mai important a fost că mălurenii au pierdut două puncte. În lupta directă cu Tunarii, giurgiuvenii au învins în retur și s-au menținut în fruntea clasamentului, acum fiind doar la o partidă distanță de titlu. Sâmbătă disputăm ultima etapă a Ligii a IV-a, Seria Sud, în care sperați să fie pe Astra 2, dar nu o să mai fie așa. Da, speram să jucăm pe Astra 2, dar terenul de acolo a intrat într-o reparație capitală pentru Liga Campionilor, unde va juca Astra, și este imposibil să mai disputăm meciul acolo. Așa că vom disputa ultima etapă tot pe stadionul Dunărea Port, în care trebuie să încheiem cu o victorie pentru a asigura locul 1 din serie și a disputa meciul de play-off data de 7 iunie. Vă înțeleg modestia, dar sunteți campion sau nu sunteți campion? Matematic nu suntem, dar noi avem speranța că sâmbătă vom câștiga cele 3 puncte și vom fi campionii Seriei Sud. Așadar, sâmbătă, după partida cu formația din Călugăreni, echipa municipiului Dunărea Giurgiu poate fi campioana Seriei Sud, urmând ca din această poziție să întâlnească în play-off pe ocupanta locului 2 în Seria Nord, formația AFC Avântul Florești. Revenim cu amănunte despre partidele din play-off și datele desfășurării acestor întâlniri.